Aproape 2500 de elevi au susținut simularea primei probe a evaluării naționale. Subiectele nu le-au pus probleme deosebite elevilor și le evaluează pregătirea de ansamblu, punându-le în valoare cultura generală și gândirea. Subiectele nu mi s-au părut foarte grele, mă așteptam la acest tip de subiecte. Doamna de română ne-a învățat și ne-a arătat programa și ce subiecte ar putea să ne pice și nu cred că acestea au fost niște subiecte destul de grele. Subiectul cel mai dificil ar fi cel care își cere să asociezi textul cu alt text studiat. Îți trebuie foarte multă cultură generală, nu ar fi o problemă, dar însă unii elevi întâmpină problema aceasta. Îți trebuie să citești foarte mult, să-și fi citit foarte mult înainte, din timp să te pregătești, nu acum înainte de simulare sau de examen. La ce notă te așteptați? De la 8 în sus, deoarece subiectele mi s-au părut ușoare. Cum am spus, am lucrat cu doamna de română de una. Unde ai greșit atunci? Am greșit, cred că, pe partea de subiect, pe rezumat, părerea mea. Acolo a fost mai greu? Nu, a fost foarte greu, necesită atenție și bunăvoie. În premieră, la această simulare, tipul de subiect a fost schimbat și pliat pe noua programă, adaptată actualei programe școlare. Subiectele, într-adevăr, au fost diferite. În primul rând, modul de redactare. Anul acesta, noutatea este că am primit subiectele sub formă de broșură, broșura având 10 pagini, s-a aplicat ștampilă la mijlocul paginii, modelul tip notarial. Elevii care au vrut să scrie mai mult au primit fișe suplimentare și, bineînțeles, conținutul subiectelor a fost diferit. S-a insistat pe literație, pe cunoașterea, pe înțelegerea textului și alte subiecte. Absenteismul elevilor de clasa 8-a din Olt la simularea probei de limba și literatura română a fost mult mai redus decât la simularea probelor bacalaureatului. Verificarea cunoștințelor s-a desfășurat în toate școlile din județ fără probleme, în condiții de examen. Din totalul de 2662 de elevi, am avut prezenți 2392, iar absenți 270. Nu am avut clase carantinate și nici nu s-au înregistrat evenimente deosebite. Sunt și copii cu deficiențe care au solicitat comisii speciale pentru simulare, și anume la Vâlcele și de Veselu. Comisiile au fost înființate și totul a decurs foarte bine. Elevii de clasa 8-a vor reveni mâine în bănci începând cu ora 9 pentru a susține simularea probei la matematica a evaluării naționale. Notele obținute de elevi nu vor fi făcute publice și nu vor fi trecute în catalog, ele având rolul de a indica nivelul de pregătire al elevilor.